În unanimitate, Senatul Statelor Unite l-a condamnat, practic, pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, pentru crime de război și solicită luarea tuturor măsurilor la nivel național și internațional pentru a fi pedepsit. Nu este o treabă simplă, cu atât mai mult cu cât și Curtea Internațională de la Haga a decis că războiul reprezintă o agresiune și trebuie imediat oprit.